Botanica. Botanica m-am ridicat până la, aproape de pritură. Și nu vroiam, zic, mă duc la pritură întâi de acolo. Dar uitați-vă, uitați-vă cum lasă tot. Deja au crescut iarba, au scos plitca, amul pus, amul sfărâmă. Atâta indiferență, Doamne ferește, atâta indiferență, oameni buni, să sunt banii noștri, banii publici. Când noi să ne ridicăm vreodată? Dar niciodată, oameni buni, niciodată. Pentru că nu se cere de nimeni nimic, nu se cere. Nu se cere. Și văzând, după tot ce le-am mai făcut la pretură, că o săt iarba. Dar când am mers amul pe dreapta, Doamne, uitați-vă, iarba lăsată. Uitați-vă, uscată, lăsată, pe margine, voi vă dați seama. Salut, salut, domn Nicolae, salut, uitați-vă. Eu cosăt și așa o leapă, nu se strânge nimic, nu se face nici o curățenie, îi jale mari, dar deși, pentru că e omul lui Ivan Ceban. Diana este omul lui Ivan Ceban, el o a adus-o și o pus-o în podval, acolo, uitați-vă. Pus-o în băț, să nu-ți mai zboare iarba asta și aici a murit. Și apoi m-ar susuși și ar seasă în drum, cu vântul s-o bată, când așa e mai ușoară. Mă duc la Iura, Mă duc buticul lucrează, mă duc să mă răzbresc și face ea aici. Înțelegeți? Este dispoziție să-l scoată. Dar dacă e serioasă de la... Vreau să-i prinde ca la fața locului. Ia uitați, vedeți? O cosit și o lipădat așa tot pe margine. Tot pe margine o lipădat și gata. O, e indiferent, dar asta e pretura, oameni buni, că procuratura, pretura. Nu se mai apucă de lucru și grești, ce bani. Eu așa de gine în cabinet, be ceai, muzon și grăiți voi. Și pe dânsul cine caută, bardacul ăsta, Doamne, câtă indiferență. Asta tot de prietor depinde. Tăia de prietor, tu vii întâta dimineața aici. Tu vii întâta dimineața aici, tu nu vieți pe împrejur ce se întâmplă. Ia uitați-mă. Oare chiar tu nu vezi împrejur ce se întâmplă? Că o pretură sectorului botanic, vedeți? Date. O cosit și o lipădat așa tot. Tot o lipădat. Nu-i interesați. E zburat scările, e vine. Dar nu-i interesați, îi spală bani, oameni buni. Proiecte, variante. Doar v-am spus că mi s-a plâns lumea că site-ul... Și-a închis lumea, nu poate vizita absolut nicăi, viziona ce se întâmplă, câte achiziții, câte tendere, câte nevoi, variante. Lumea nimic nu vede. Pentru că este Diana care le ține crâșa foarte bine. Eu vreau să mă duc, ca voi să vedeți, și eu să intru, să o aștept. Că eu nu-mi dau de Diana și nu-mi dau de Serioja. Acolo e buticul, dar azi plecăm și să-l amendăm. Azi să vedem cum o să-l amendeze față de mine. Poliția a scris că i-l dăm deja. Am treabă la pretură. Las, nu-i nevoie, că eu mă duc și îi aștept acolo sus. La 6. Da. A, păi eu îi aștept aici, ce am de făcut. Pe prietor și-a voastră, pe Diana întrebă pe Diana. Iată, vedeți? Cât e ora? Undeva mă tinc de fără vreo 15, fără vreo 10. Ca atare, fără 10 trebuie să stai la locul tău de muncă, la ora 8 să începi lucru. Lucrul trebuie să înceapă de la 8, 10 minute trebuie să iai pentru a te bea un ceai, ce mai faci acolo, nu știu. Sala de ședință înseamnă că n-am înțeles pretura sectorului. Era parcă etajul 6, ori 5, la 5 mă tincă. N-au nicio responsabilitate, de atâta să vor. Pentru că stă bine, că stă în spate, e Ion Ceban. Dar în spatele lui Ion Ceban stă Baba Jenia Măsă. N-au treabă ei, oameni buni. Nimeni nu-i cată, nimeni nu-i controlează, nimeni nu-i amendează. Fac și vor. Ia că vedeți că e ușa deschisă. Bravo, 8.50, fără 10, ce v-am spus. Bună dimineața, domnule. Am nevoie de pretor. La moment nu este. Da unde? La moment nu este, cu ce vă pot ajuta? Eu am nevoie de dispoziția asta, că eu dat-o pentru weekend. Ia tu. Eu te rog.
Da, dispoziția care a dat-o pentru weekend. Eu vreau să o întreb. Unii se vândă lumea restul producției de luni până vineri. Ia uite, e subliniat. Da, iată cu dispoziția. Da, puteți da. Adresați la secția socială cu noi. Ei au fost executori. Deci asta e birou 610. Și acolo și pot să fac eu, dacă dispoziția deci e făcută. Și eu am închis cum? Deci da, 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 am înțeles, da. Da. Dar executorii la dispoziție, ei sunt, ei sunt responsabili de... Eu vreau să întreb, de luni până vineri, cine da dispoziția un weekend, numai să vândă producția autohtonă? De luni până vineri, ce face omul cu producția? Da, o zvârle... Dar păi nu ei, ei ne-au dat o dispoziție, dar ei făcută de dânsă, de pretor și eu vreau să întreb. Mm-hmm. Da. Dar unde e Serioja? În care cabinet e Serioja? Adică... Domnișoara. 610? Da, așa, da. Mm-hmm. Ia să mergem la Serioja, care e cu budca. Altfel nu pot să-i spun oameni buni. Da, da, Iura, vicepretorul, în care cabinet? Iura, vicepretorul. 511? Da. Ia ca la Iura, domnul Nicolae, am ajuns, vedeți. Țin sute un spărțăși. Vedeți, spărțăși, lume trebuie să-i la lucru. Dar Iura nu -i. Iura nu -i. Ia cât le vici prietorul. Iure Vitreanschi. Aici e din aripa tânără a socialiștilor. Vici prietor, ați văzut cum vorbește. Eu îl aștept, e luni dimineață, fără 10-8, toți trebuie să fie. Toți trebuie să fie la lucru. Mă duc să-l caut pe Serioja, de la etajul 6, repede. Vreau să nu scăp pe Diana. Înțelegeți că îmi puși după doi iepuri, deci eu sunt câr de iepuri. Ei nu-s la lucru. Și vreau în direct, voi să vedeți cum funcționează la noi legea. Nimeni nu este pedepsit, absolut nimeni. Dar la ora 8 trebuie să funcționeze pretura. De luni până vineri, ce să facă lumea cu producția? Ce să facă? Zato Serioja are butic și n-are nevoie. El la Zara Botcă aici. Bună dimineața! Bună dimineața! Dar trebuie să fie la dumneavoastră Sergiu, în cabinet mi-a spus. De ce ne-aveți nevoie? De Sergiu cu Butcă ne-a întrebat. Eu sunt Maria Olar, mă numesc. Sergiu încă nu e? E în biroul ăsta? Da. Colegul dumneavoastră. Dar nu aveți telefonul să-l telefonați? Poate îl telefonați și spuneți că îl caută Maria Olar deja de 3 ore, a 3 oare vin la plituri și nu-l găsesc. Ne întrebește budca lui, că el are aici în vale o budcă, care vinde producte și că e amul la ora 8.30, la 7.30 eu am prins-o că e vinde. E vinde, la 7.30. Eu am fost în anticameră, mă trimite la dumneavoastră cu dispoziție. Am spus, mie îmi trebuie prietorșa. Prietorșa nu, Serioja nu, e ca aici, e cabinetul lui Serioja. Sunați-l, vă rog frumos, spuneți că nu mă duc de aici până nu vine Serioja. Eu vă rog frumos. Vedeți, doamna amabilă stă, nu știu, dar Serioja e aici în cabinet, mi-e întrebă Serioja. Iată, vedeți, am întrebat Iura și întrebat prietorșa, Diana. Diana n-am găsit-o, ca și pe Serioja. Încă n-am văzut un om idei și nu este e. Interesant, Serioja, Diana și Iura. Toți au, toți. Domnul Nicolae, așa-i bardac, eu am dat un cuib de șerchi așa. Și noi? Încă noi. Vedeți, eu am dat un cuib de șerchi aici. Dar deci unde capul, peștele se strică de la cap. Dacă Diana nu vine și să vie restul. Iura nu-i. Iura nu-i. E luni. E luni dimineață. Iată ce lucrători avem noi. Iată cum lucrează preturile. Pește tot așa. La Bălți am o doamnă, mă sună dimineață. L-am sunat pe Renata Usată. I-am dat numărul la doamnă. Și-o întreb, zic, haide, poate te duci la... Dar e invalidă. Poate te duci totuși la primărie și eu îi vorbi. Dar ei spune, da, acolo e tot închis, Marie. La primărie, la Bălți, e tot închis. Acolo sunt cnopi și acolo nu intri. Înțelegeți?
Voi înțelegeți și ne așteaptă pe noi. Eu de câte ori am spus, fă-ți curățenii la bălți, la tine acolo. Dacă îți faci bine, că ești un primar bun și îți dai un exemplu bun, primăria ta funcționează, la ora 8 stau toți pe stoichi Smirnă, fac tot și trebuie. Atunci noi te luăm în braț și te aducem la Chișinău. Ei, nu o să vin, dar cum? Dar trebuie să vin. Eu trebuie să-l văd pe Serioja, trebuie să-l văd pe Diana, trebuie să-l văd pe Iura. E catastrofă. E catastrofă, oameni buni. Ei s-au gândit, aha, eu am fost la botanică, mai mult nu mai vin. Înțelegeți? Dacă deși avem nevoie de un narodnic control. Să nu știi când vine și unde vine și cine vine. E jale mari. E așa de tare s-o răslăghit aici, îi beau ceai. Beau ceai, beau cafea, nimeni nu-i controlează. Te întreabă, dar cine ești dacă vii? Da. A fost în teritoriu, mușa să spui. Toți au fost în teritoriu, mușa. Foarte mare jale. Eu tot. Stați oameni buni și vă faci diaspora și vă faci când aveți dreptul la vot și vă faci când aveți dreptul să fiți deputați pentru că sunteți diaspora și tot așa mai departe. Dar ei au dreptul, stă în cabinet, mafia lor. Aici e mafia socialistă, în toate priturile. La Ciocana e Senigla Școlnic, care-i arest la domiciliu, oprins-o cu banii, cum e banii, oameni buni. O fost ascultată, cum ieșeri, câte 10.000 de lei de terasă. Așa e și aici. Așa e și aici. Toate bucile, toate piețele, tot e zarăbut. Piața de la Botanică nu are licență. Toți banii se duc la dânșii în buzunare. Toate informații o am. De atât așa am cătat piața, am cătat să vin, o cat pe Buga să vin Guba. Guba, cum se vândă lumea producția dacă ei, la dânșii, e mafia, dar piața nu are licență. Am descoperit un cuib de șerchi, oameni buni. Piața de la Toamna de Aur nu are licență. Eu știu, sunt foarte multe buci. Eu vreau să încep de la asta, de la Serioja, să zboare capul și acelelalte zboară mai repede. Corect. Stați și munciți, piște hotare, știți ce se înseamnă să întârzi o minută. Voi știți ce se înseamnă piște hotare să întârzi o minută. Dar și în Uniunea Sovietică așa erau oameni buni. Care întârzi la lucru? Doamne ferește, nici nu se discută. Lucru era lucru. Nu puteai să-ți permiți ce vrei. Dar aici eu răspustit cu tătul. Vă înțelegeți? Cu tătul, cu tătul. Socialiștii. Toate preturile și primăriile sunt socialismul la putere. La Buicani, Brânzăniucu a fost omul lui, Vadim Brânzăniucu a fost omul lui Chertoacă, era purtătorul de cuvânt al lui Chertoacă la primărie, el acum e pretor la Buicani. Socialist. Iura, cum îl cheamă, că familia asta, eu uită timpul, că e... Iuri Vitnianski, vicepretor, uitați ce litere frumoase, voi vă dați seama câte mândrie le ține. Dar cât e ora? Deja e 8. Dar Iura nu-i, pe Iura n-au scol din scaun, ați văzut atunci, pe Iura n-au scol din scaun. Doamne ferește! Și mă duc să mai văd dacă Serioja a venit. Și Diana nu-i prietor, nu-i vicepretor, nu-i Serioja. Nu-i niciunul. Nu-i niciunul. Serioja deja trie zânul la lucru. Le-am scris la resurse umane. La resurse umane. Am scris oameni buni să arăte, să îndeie profesiile lor. Și profesia au ei. Și studii au ei. Și-o terminat. Și CV-uri au ei. Nimic, oameni buni, zero. Da. Iată, eu nu mă... Până când am aici trei? Iura, Serioja și Diana. Mă scuzați, a venit? A sunat? Da. Și ce v-a spus? V-a spus că acuși s-apropie. Acuși s-apropie, da, bine. Cineva lucrează, dar cineva nu, oameni buni. Cum? Cum se întâmplă? Dar eu până îi văd azi pe toți, nu mă lăs.
Nu mă lăs cu tăti, că mă așteaptă azi lumea, veni și de la Orhei, și de la Cimișlie, vin să le ajut la plângeri, să le ajut la lumea. Eu sunt bucuroasă că lumea începe să lupte, că lumea deschide ochii și vor să scrie plângeri. Eu sunt foarte bucuroasă. Asta ne pedepsirea asta, ne-a dus la sărășie. Ei au furat, au făcut ce au vrut, procuratura le-a ținut crâșa, secretarii le-au ținut crâșele, consiliile raionale le-au ținut crâșele și au făcut ce au vrut. Nu-i, da? Nu-i, la moment încă nu-i. Cât e ora care îmi scrie, cât e ora? Și eu controlăm pe Iura, să vedem. Biletul, fac un cerc. Iura, Diana, Serioja. Nectăiți. Iura, Diana, secretar Ion Deacon. Încuiet, ce-a este? Oameni buni, ei nu lucrează. Cine este? M-a uitat de unul. Vicepretor Vitalie Jacot. Na. Все ушли на фронт. Părere de rău, все ушли на фронт. Ați înțeles? Asta este. Все ушли на фронт. Am găsit două doamne care lucrează în toată pretura. Corect? Cine pe dânșii pedepsește? Nimeni. Cine pe dânșii caută? Nimeni. Șef, pretura sectorului, secție, administrație publică locală. Poftim. Încuiet. Păi, dar ei nici unul nu stă lucru. Secția cultură, tineret și sport. Poftim. Cât este? Este ora 8. 508. Serviciu civil. Smântână, Vadim. Dar nu-i nimeni la lucru, oameni buni. Aici iau ei, băi. Aici iau ei. Nici unii dat prin cap să-i controlezi pe toți la oaltă. Dar ei și la voi e... Nimeni nu-i controlează, că nu-i nici unul la lucru, nu-i se întâmplă nimic. Nici unul nu-i la lucru. Suntem la lucru, doamna. Cine sunteți? Dumneavoastră sunteți la lucru. Restul e tot în cuiet. Acum și vin pietru. Dar când vin? La ora 8 începe lucru, oameni buni. Ce se întâmplă? Nu aveți nici un vicepretor, oameni buni. Aveți o mizerie totală, buticul își face de cap. Dar pe cine? Cum își face de cap? Ora 8, uitați la ușile toate în cuiete. Doamne ferește! Luxurile de pe lume. Poftim. Luxurile de pe lume. Le dăm voi, oameni buni, le dăm voi. Ei sunt alegeri toți. Ei sunt toți în alegeri. Să vedem la etajul 6, 5-6 e pretor. Să-i controlez drepte. Vedeți, ora 8, oameni buni. Cine pedepsește? Cine pedepsește? Nimeni. Distribuiți. Distribuiți că e interesant. Distribuiți că e interesant. Să-i vedem partea asta. Ei nu s-au așteptat. Nici unul nu s-au așteptat pe un să vină în coș. Tac. Pretura sectorului botanic. Secție locativ comunal. Domnul Mroi. Zero. Mai departe. Contabilitate. Birigui Natalia. Decon Elena. Contabilitate. Bună dimineața. Bună dimineața. Una este, dar una nu-i la lucru, da? Una unde-i? Dar păi, sunteți două aici. Sunteți Decon Elena și contabilul Birigui. Eu vorbesc acum pentru... Pentru dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră? Cum cine? Păi, dar până nu-i la lucru, e oara 8. Doamnă, în primul rând eu singură. Dar cum sunteți singură, că aici sunt două? Doamna e în concediu de maternitate. Aha. Ați înțeles? La două funcții. Bună dimineața. Aici cine? Eu. Jutare Oleg și Șpac Denis. Specialiști principal. Locativ comunal. Unul este, dar restul la lucru? Numai unul? Dumnezeu s-a concediat. S-a concediat. Bine. Doamne ferește, se vede că câțiva lucrători sunt în pretor. Restul mai și deschis. Bună dimineața. Bună dimineața. Mirnic Lilia. Mă uit care vin la lucru, care nu vin la lucru. Întreprindere municipală pentru servicii locative. Dacă pentru servicii locative, este.
Nu-i? Nu. Lor nu le vine, crede că eu stau aici să vă arăt la ce oră veni la lucru. De la un etaj la altul, în circul sunt să vă arăt. De la un etaj la altul, la lucru. De la un etaj la altul. Să vii să-i prinzi flagrant, oameni buni. Flagrant. La lucru nișunul, buticul lui Serioja lucrează. Serioja îl doare într-un loc. Și se întâmplă în zarabotca, merge, Serioja doarme. Este? Este? Nu, da. Nu. Eu deja 3 oară vin și nu găsesc nici pe Serioja, nici pe Diana. Nu, ajunge. Eu vreau să văd când vine Serioja și când vine Diana. A 3 oară vin oameni buni, dar ce mă aud de proastă? Ora 8, dar lumea prinește, dar eu am să-i scriu. 4 ore care nu vin la lucru, trebuie tot să eliminați la lucru. Propriu eliminați, înțelegeți? Nu-i din capul lor. Eu am să stau 4 ore și am să vă arăt cum vin ei la lucru. Duc o viață, oameni buni. Ei duc o viață, nimeni nu-i controlează. Ei, chemați în primărie, am us online ședințele. Vă le spun eu. Eu știu, eu m-am interesat. Ședințele sunt online, e trebuie să stai la calculator și să înceapă ședința la ora 8:30. Dar până la ora 8:30 trebuie să mai fac ceva. Concediați, nu mă las, oameni buni. Voi vedeți o lume întreagă. Voi vedeți o lume întreagă. Tare bune live-urile astea în direct să vedeți cum lucrează lumea la noi la Moldova. Și așa în oricare instituție du-te. La Ciocana e la fel. Dar aici e jale mare cu Diana. Jale mare, oameni buni. Să duci producția de râpă. Să duci producția la oameni de râpă. Să vândă numai în weekend. Vedeți? Numai în weekend. Este dispoziția primarului și este dispoziția COVID-19. Nu vindeți producția, să vândeți-o la râpă. Statul vă întoarce ceva. Și așa plouă și așa n-ai unde vine. Diana Gubă. Eu știu, dar m-am apucat acum ea de dimineață de botanică, că pentru că buticul lui Serioja trebuie să zboare. Oameni buni, în primul rând eu am luat-o de la buticul lui Serioja, de la Crâș, pentru că el lucrează aici în pritură și are butic la Mali și de vine buticul lui. Și lucrează non-stop, dar nu se poate. Eu am scriu plângeri, domnul Nicolae, eu scriu plângeri pe toți care întârzi la lucru și așa vedeți. A să vedeți cum ei prinesc banii noștri. Pur și simplu mănâncă banii aiure. Eu v-am arătat în satul Dișcova. Căminul cultural nu lucrează, biblioteca nu lucrează, ele stau tăte acasă. Dar căminul cultural de la Dișcova, eu l-am scris pe tot loc, la Autoritatea Națională de Integritate pe tot loc, să vedem ce se întâmplă. Dar căminul cultural de la Dișcova e prinește și director, și servitoare, și paznic. Iar 3 lefi. Sunt parte cu primărița și n-are treabă. Eu am scris, am să vedem ce o să decide aici. 4 ore care lipsesc de la lucru, pur și simplu sunt alungați în ziua de azi. Iată, vedeți? Nici primărița, nici Iura, nici un viceprietor, nici nimeni nu vine. Știu și am să vin și la Ciocana tot cu buticile cele a lui doamna și ei care... Doamnă de polițist, iată, distribuiți-i pe toate sălișii de învățământ, eu nu știu. Pe prietori și o aștept, pe viceprietori aștept. Da, auzi, ești funcționar public. Nu ești funcționar public. Dar ce dar mă întreg pe cine aștept? Puneți camera la tine. E foarte bine.
Iată, uitați-vă în direct, eu special în direct, ajut hectare liftul, arăt special în direct, ca voi să vedeți ce se întâmplă, eu toate le știu, 8 și 9 minute. Nu-s, Inga, nu-s. Râsuri, lepre, lipădături, talhari, criminali și altă nimic. Își bat joc de noi, cum vor. Cât am luptat la Procuratura Generală, țineți minte, la ora 9 vin eu la lucru. Am încet, încet, când mă duc la ora 8, nu mai pot face filmări, că deja sunt toți la lucru. Corect, în străinătate, cu 5 minute vine înainte și în Uniunea Sovietică tot așa era oameni buni. 5 minute, dacă nu vine înainte la lucru, fără 5 minute trebuie să gâfâi, să te încalți, te descalți, spui tot la ora 8 șăți. Fix 8 și o minută deja erați, băteau la ușă, băi ce? Și ce dacă sunt singură? Să iau camera în direct, oameni buni, zodea să te ajute. Eu mă uitam ieri la Andrei Chertoac, cum tot așa au spus, oameni buni, puneți camera în direct, nu aveți frică. Fiecare, v-ați dus la o primărie, la o pretură, răspunde urât, camera în direct. Și rămâne portretul aici. Ceva se întâmplă, poliția. Corect, ești la Zara Botcă în condiții foarte bune. Șculefuri mari la Zara Botcă. Și pensia li merge, oameni buni, tot li merge. Bună dimineața. Dar de ce întârziți la lucru? Dar de ce întârziți la lucru? De ce întârziți la lucru, eu vă întreb? Dar de ce întârziți la lucru? Hm? Nu vă rușine, vă vede o lume întreagă, în direct. Hm? Nu vă rușine. O lume întreagă vă vede. Pretura Botanică. Uitați la ce oară vin la lucru. Ia uitați-vă. Vedeți la ce oară vin la lucru. Am o să bei ceai. Ia, sunt cui încă. Am o bei ceai, sunt cui. Iura Neu încă nu-i la lucru. Iura doarme bine. Vedeți ce înseamnă să fii funcționar public în stat, în Republica Moldova? Minunat. N-ai treabă. Iată. Un vicepretor și un vicepretor. Mm. Doi vicepretori. Oară 8 și cât e? 8 și 15? Nu-s la lucru, nu-s. Așa trebuie. Nimeni nu-i controlează. Doamne ferește, Doamne ferește ce se întâmplă în Republica Moldova. Diana nu-i. Eu o caut pe Diana. O aștept. Dați telefonat-o când vine e. Hm? Nu vreți să o telefonați. Eu vreau să o întreb. Unde duce poporul producția actării când vine la lucru? Vedeți? Actării. Prinde apăre. Iată, asta este. Eu am slăbit și eram ușă înăuntru aici, că nu știți cum, au să o cheme, n-au încotro, am ușă, încă alți procurori vă mai arăt, veretinoși, cimbir, că aici am o gașcă de bandiți, de criminali. Îmi trebuie Serioja, cu budcă. Mă scuzați. Serioja, chemați-l că nu mă duc de aici până nu vine. Spuneți-i că nu vine, să începă șuiera pe aici până înăuntru, să vii și ce bani încoace. Spuneți-i lui Serioja să nu glumească, ca să mergem la amendă azi încă, nu-l lăsă așa. Înțelegeți? Azi mă apuc să amendeze buticul. Nu mă las până nu-l amendează. Este persoană juridică și încalcă și este funcționar public. Îi jale mare, oameni buni. Distribuiți-i și puneți-le mutrele, că noi îi plătim, banii publici sunt banii noștri, de atâta nu funcționează nimic în Republica Moldova. De atâta nu funcționează nimic, oameni buni. Pentru că ei nu lucrează și-au făcut funcții, și-au pus butișii,
Și-au pus magazinii și ei stau bine mersi acasă și fac bani. Dar voi vă distrugeți pește hotare. Oameni buni, treziți-vă, trezire moldoveni. Iura meu nu-i. Iura meu nu-i. Și nici aici la alt prietor nu-i. Nici aici la alt nu-i. Ion de-acu. Tot încuiet, oameni buni. E ușa, e doar Ion deschis-o. Ați văzut dimineață, Ion deschis ușa asta. Tot ușa era încuietă. Nu e nevoie, 512, cred că este ceva o sală. Numai săli, numai prietori, numai vicipretori, numai niciun la lucru luni dimineață. Nu s-a așteptat pur și simplu nimeni. Ei iau o scuză, ar să-ți spui că a fost în teritoriu. Și n-ai să-i poți face nică. Dar el trebuie să scrie în jurnal că se duce în teritoriu. La ora 8 trebuie să prezinte și după să-ți ducă în teritoriu. Ei, nerușinață, e ușor de spus. Sunt lepădători, oameni buni. Opt și cinci spre deja. Vedeți? Opt și cinci spre deja. La 8:30, Vaniușa Ceban începe online, începe ședința. Dar el nu a venit, încă nu s-a pregătit. Vaniușa Ceban nu întreabă unde este el. E tot să spăriți, nu vine și unul. Vă spun eu, pentru că buticul ăla trebuie să fie scos. Vicipretorul știe. Dispoziția este să-l scoată, dar el e lui Serioja. Dar Serioja nu vine la lucru și gata. Eu am scris plângeri, am scris plângeri pe toți. Am depus plângeri. Iată cine ne conduc și noi le dăm voie să ne conducă în condiții bune, cu apă, cu cafea, cu servitori, cu ahraniși, cu... De ce au ei turnichete? Acum ați înțeles de ce au turnichete? Nu-i corect. La persoane care au unica sursă de existență, le-au zburat tăti butiși, le-au format, le-au scos, le-au dus. Au rămas numai așa cu crâșă mare. Și dacă, vă lămuresc eu cum se întâmplă, cum funcționează, eu am venit aici pentru dispoziția asta, care nu știe, pentru dispoziția asta, pentru că se vândă producția noastră autohtonă numai în weekend. Înțelegeți? Fructele și legumele care le cresc lumea în grădină, inclusiv pătrânjel, marari, sfeclă roșie, hai că și e mai șed din pământ, dar cereașa, căpșună, și faci tu cu dânsa, și faci tu cu dânsa. O vinzi numai în weekend și o vinzi numai la locuri speciale. Eu am fost și controlul și v-am arătat. La Muncești sunt numai 4 locuri. Eu n-am văzut producția autohtonă. Eu am văzut banane, apelsine, mandarine. Eu producția autohtonă acolo n-am văzut. Și nu în weekend, dar am văzut vineri. Eu am zis, n-am venit nici cu interes să-i amendez, am venit să vă lămuresc și să vă demonstrez că pe strada Muncești 508-600 sunt numai 4 locuri. Înțelegeți? Numai 4 locuri. Și că eu vă le arăt. Sunt 4 locuri la Bulevardul Traian, sunt la Buducului 15 locuri și sunt 4 locuri la Muncești. Așel de la Traian, 4 locuri, nu le dă voie să vândă. Dacă vin 2 căldări de cireși să le vândă, vin 3 canărești. Așa mi-a spus. Vin 3 canărești și ne fugărești și ne amendează. Nu, nu că dezordine asta, e dezastru, oameni buni. Putem să spunem dezastru. Iată ce, eu vă lămuresc și vă arăt. Omul simplu nu poate vinde nicăieri. Cel care crește, eu vă spun de cel care crește. Cel care crește, cel care are acasă un copac de cireș, are un copac de, are niște căpșunuri, le-a căpus mai multe, are niște seră de pepini să hrănească. Pensionare, iată și este în Republica Moldova, este un dezastru, un dezastru. Începând de la Buga, Guba, Diana, vedeam că un curc. Necători. Este dispoziția pretorului Diana Guba.
Ați înțeles? Exotice, domnul Nicolae, exotice. Acolo sunt mai mult exotice sucot. Banane, apelsine, mandarine, kiwi și așa mai departe. Multe, diferite sucot exotice. Ei trebuie să aibă aparte. Dar locurile sunt date pentru producția autohtonă. Care lumea crește varză pentru producția autohtonă sunt date. Care au pământuri mai multe și cresc. Le-au dat câteva locuri, din toate, vin de la Cimișlie încoace, de la Comrat, vin de sub tătă botanică, Băcioi, care se ocupă cu serii, cu nevoi, tot s-a amendat în fiecare zi, la piață, cât trei călărești să și deasupra lor și îi amendează. Așa e de mare mafia, voi nu aveți idee. Dar piața de la botanică nu are autorizație. Tot așa, eu, doamna Ana, sunt de acord cu dumneavoastră, tot așa am spus. De luat și de dat la bale piscări și la ei, să dă ei în judecată. Să dă ei în judecată, că e dat afară de la lucru, înțelegeți? Ați văzut, 3-4 lucrători sunt, la două etaje de cabinete, câte doi în cabinet. Nimeni nu-i controlează. La dânsul e COVID. Concedii, COVID, în teritoriu ieșit. Dar ei nu sunt la lucru, eu vă spun. La ora 8, eu am venit special mai devreme ca să vă demonstrez și să vă arăt. Dar ei trebuie să vină să semneze unde au ieșit în teritoriu, unde s-au dus în teritoriu. Vanișa urnă, le ține crâșa. Este foarte gravă situația. Lumea nu are loc în piață. Nu are loc. Locurile îți plătesc. Trebuie să plătești 100 de euro pentru loc și pe urmă îți dă loc bun în piață. Eu știu și m-am interesat, am vorbit cu toată lumea. Știu toate schemele. Dar piața nu are autorizații. Piața s-a terminat, autorizația de funcționare. Dar cineva strânge ca pică. Cine, cui a lucrat când tu vine banul tău pe degeaba în buzunar? Cui a lucrat? Piața de la Botanică, toamna, de aur, nu mai are autorizație. Și asta o știu toți. Eu nu vă deschid America, eu vă spun și vă repet și aia și știu. Și o știu toți, deci din pritor o știu toți. Eu pur și simplu vreau să vă arăt cum vin ei la lucru. Ei nu vin la lucru, n-au frică din nimeni. Trebuie date toate crâșele astea jos, oameni buni. Ia că pentru asta trebuie toate crâșele astea trebuie date jos. Toți directorii de școală, eu știu că șer bani, toți, eu v-am spus de liceu Gheorghe Sache, cel mai scump liceu care e 300 de euro. Fără 300 de euro la Gheorghe Sache nu ai și căta. Asta e cel mai, asta e mită și mai ieftină. Dar în rest este și mai scump. Vrei să-ți faci copilul prost, duci și dai bani, deja e hâtru. Da, asta și e.